De aceasta citim din a doua Petru, capitolul 3, unde Apostolul vorbește despre dorința lui Dumnezeu de mântuirea oamenilor, despre perspectiva acestui sistem, atât din punct de vedere spiritual cât și fizic. Citim 2 Petru de la versetul 11, capitolul 3. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, deci cu un asemenea destin, ce-i de făcut? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Și prezintă scopul concret, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Și am citit data trecută din Apocalipsa 21 că și pe acel pământ nou va coborâ cetatea de sus, Ierusalimul Ceresc. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Doamne, ajută-ne! O silință majoră. În aceeași epistole este scris la început, dați-vă toate silințele. Să observăm, raportat la ceea ce am discutat în lecțiile de până aici, trei concluzii. În primul rând, istoria Ierusalimului prezintă luptele pierdute și câștigate. Știți că Ierusalimul a căzut în robie, a fost din nou rezidit, templul de asemenea. A fost o luptă permanentă pentru dreptul de a locui în cetatea sfântă, așa cum este numit în Scripturi. Și aceste lupte încă nu s-au terminat, nici măcar pentru Ierusalimul de jos. Am citat din cartea profetului Zaharia, revenim puțin la câteva versete, Ierusalimul rămâne o piatră grea până la ultima generație. Și acest loc al prezenței divine, în mod temporar, în imagine, Ierusalimul de sus este de fapt lupta acerbă la nivel spiritual, dar noi trăim aici la sol și ne zbatem cu ceea ce se întâmplă între oameni. Vom vedea că din această luptă, ce va fi câștigată de Dumnezeu cu siguranță, va rezulta dreptul de a locui la Ierusalim numai pentru sfinți. Atât evreii cât și celelalte neamuri vor fi îndepărtați, chiar dacă și-ar dori, chiar dacă se luptă. În primul rând, pentru evrei este tragedia mai mare. Ei își trag numele de la cetatea sfântă, scria profetul Isaia în capitolul 48. Au ieșit din apele patriarhilor, au avut primele făgăduințe la nivel de comunitate, pe lângă cele generale la nivel de umanitate care au fost date încă lui Adam și Evei. Dar pentru că Ierusalimul a ajuns ca o curvă, spunea profetul Isaia în capitolul 1, când Domnul va face din această cetate, zice în versetul 26, o cetate neprihănită, numai neprihăniții vor avea drept să locuiască în ea. Dar să citim, cum spuneam, din Zaharia pentru a vedea cum va curăți Dumnezeu în aceste lupte, aici evidențiate în ultima generație, dar la fel de valabil pentru toată istoria. Citesc selectiv capitolul 12 de la versetul 6. În ziua aceea voi face pe căpetinul lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi, vor mistui în dreapta și în stânga pe toate poporile de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit la locul lui cel vechi. Versetul 9. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Întoarcem pagina și citim din capitolul 14, finalul, versetul 20 și 21. În ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăii cailor, sfinții Domnului. Și oale din casa Domnului va fi ca potirile de jertfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor.
toți ce vor aduce jertfe vor veni și vor sluji de ele ca să-și fiarbă carnea și nu vor mai fi cananiți în casa Domnului oștirilor în ziua aceea. Vă amintiți din istoria prezentată câți împărați al lui Israel, în mod deosebit al lui Iuda, au necinstit Ierusalimul și templu cu idoli. Cum babilonienii, mai târziu sirienii sau romanii, au vrut să stăpânească sau să nimicească această cetate. Luptele de la Ierusalimul de jos rămân un simbol pentru luptele de sus. În Vechiul Testament, în mod deosebit, în istorie, și cum spuneam, chiar în ultima generație, vor mai fi lupte și aici jos, dar de fapt lupta principală nu este pentru un teritoriu, așa cum au încercat cruciații la începutul mileniului 2 să elibereze zonele sfinte, țara sfântă. Lupta este la nivel spiritual pentru un drept de a locui în cetatea sfântă. Dragii mei, cum suntem membri, de exemplu, într-o biserică, nu știu cât de mult valorează asta pentru noi. Oare suntem conștienți ce înseamnă să avem drept să locuim la Ierusalim, să fim ai Domnului? Oare evaluăm la adevărata valoare posibilitatea de a fi mântuiți? Amintiți-vă de cuvintele Domnului care spunea atunci când ucenicii au venit plini de bucurie că și duhurile le sunt supuse și le spunea, nu acesta e marele motiv de bucurie. Luca 10. Bucurați-vă că-și numele voastre sunt scrise în ceruri. După întoarcerea din robie, s-a tras la sort cine să locuiască la Ierusalim. Era în paragină, trebuia refăcut, rezidit. Știți că fiii lui Zebedei au vrut, a fost dorința lor și a mamei lor să stea la stânga și la dreapta. În vremea aceasta, să ne ajute Domnul să credem, să cunoaștem, să ne dăm seama că în final vor rămâne numai cei cu adevărat sfinți. Ei vor fi scriși la Ierusalim, Doamne ajută-ne să fim și noi. De-a lungul istoriei mulți au stăpânit peste Ierusalim. Diavolul a afectat și o parte din cer, dar totuși în final va face Domnul ordine și sfințenia, neprihănirea va domni. Cetatea sfântă își va merita numele, va fi numită, cum spuneam că scria profetul Isaia, capitolul 1, versetul 26, cetatea neprihănită, cetatea credincioasă. Acesta este finalul. O a doua concluzie. Ierusalimul, având ca loc special templu, este simbolul părtășiei lui Dumnezeu cu poporul său, cu omul, prin răscumpărare. De îndată ce s-a format statul Israel, știți că David a stabilit reședința la Ierusalim, anul 1000 înaintea erei noastre. Dar ceea ce era important, ceea ce își dorea însuși David, nu doar să locuiască la Ierusalim, ci în casa Domnului, îl fericea el pe cel pe care Dumnezeu îl alege. Dar dreptul de a ne apropia de Dumnezeu, de templu, este posibil numai prin ispășire, prin răscumpărare. Ziua cea mai specială de peste an era ziua ispășirii, ziua a 10-a lunii a 7-a, singura în care un singur om intra în intimitatea lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor, să facă ispășire pentru toți ceilalți. Cum știți, după ce Domnul Hristos s-a adus ca jertfă, s-a rupt perdeaua. Și noi acum nu ne mai raportăm la un Ierusalim de jos pentru a ne apropia de Dumnezeu, ci la Ierusalimul de sus. Dar lucrul acesta trebuie să ne fie foarte clar și vreau să insist asupra acestui aspect. Dreptul de a ne apropia de Dumnezeu s-a realizat prin sânge, prin răscumpărare. De aceea voi citi din Evrei, capitolul 9. Aici a fost greșeala evreilor. Ei știau că Dumnezeu este sfânt. Își doreau să fie la Ierusalim,
Era de altfel o cerință divină, cel puțin de 3 ori pe an bărbații se suie la Ierusalim. Dar la Ierusalim, mai exact la templu, nu te puteai apropia oricum. Citim din Evrei capitolul 9, unde de la versetul 1 este descris locașul în legământul dintâi, locul prezenței divine. Și apoi citesc versetul 8, prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis. Deci, cu alte cuvinte, evreii, chiar dacă locuiau în Ierusalim, ei n-aveau o relație directă cu Dumnezeu. Era intermediată de preot și asta doar în condiția jertfelor. Dar scrie de la versetul 11, Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu un sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Slăvit să fie Domnul! Dreptul nostru de a ne apropia de Dumnezeu a fost câștigat de Domnul Hristos. De aceea, în loc la toate aceste sărbători din Vechiul Testament, s-a instituit cina Domnului. Pentru că Domnul este atot suficient, atot necesar. Spune tot aici, în versetul 15, și tocmai de aceea el este mijlocitor un legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abatele făcute sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenirile care le-au fost făgăduite. Și tot aici este scris, versetul 22, și după lege, apropo, totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Și evidențiază această jertfă, versetul 25, Domnul s-a adus jertfă pe sine însuși, versetul 26, fără să mai repete din an în an ceea ce făcea marele preot, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. De ce a plecat Dumnezeu din Ierusalim înainte de robia babiloniană? N-a mai suportat păcatul. Ierusalimul de jos a fost grav afectat. Greu a păcătuit Ierusalimul, scrie în plângerea lui Ieremia. De aceea trebuia plătit un preț și striga profetul Isaia în privința aceasta, vorbind despre lucrarea Domnului Hristos, citesc din capitolul 40 al cărții sale. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, vorbiți bine Ierusalimului, strigați că robia lui s-a sfârșit, că înlejurea lui a fost ispășită, că și-a primit din mâna Domnului de 2 ori cât păcatele lui. Deci nu se putea rezolva problema Ierusalimului decât prin jertfă și s-a rezolvat definitiv prin jertfa Domnului Hristos. Asta valabil pentru evrei și valabil pentru neamuri. Ceea ce nu prea au înțeles evreii, și Pavel explică în Romani, în Galateni, Dumnezeu nu este numai al evreilor, făgăduința a fost dată lui Avram cât încă nu era tăiat împrejur, evident că nu era nici lege, nici templu, Dumnezeu îi avea în vedere pe toți. De aceea scrie în Evrei, 8:1, punctul celor mai însemnat a celor scrise. Cum n-ar fi aceasta o evidență în concluzia noastră? Ce-i mai important? Avem un mare preot slăvit să fie în vecii vecilor. De aceea este scris în cartea Apocalipsa, în capitolul 5, referitor la acest aspect, versetul 9, cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din toate semințiile, limbile, noroadele și neamurile. Ai făcut din ei o împărăție și preos pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Deci Domnul merită să fie slăvit pentru aceasta. Să observăm acum într-o a treia concluzie, că centrul de închinare, deci odată ce avem acces la Dumnezeu, avem drept, nu doar de a intra în Ierusalim, ci de a intra în părtășie cu Dumnezeu. Spunea Ioan în debutul epistolei sale, v-am scris ca să aveți părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Da, dar centrul de închinare pentru creștini este sus.
slujba noastră este la nivel de Duh. Acolo sus este tronul, este altarul, este templu, este una și aceeași lucrare și ne închinăm Tatălui în Duh. Prin preoția Domnului Hristos, adunarea devine templu Duhului Sfânt. E un alt templu, având ca suport fizic trupurile credincioșilor. Noi suntem pietrele vii, așa cum scrie și Petru și Pavel, de altfel. Să citim din 1 Corinteni, capitolul 3, 6 și 12. Versetul 16 și 17. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Asta înseamnă că noi facem parte din Ierusalim. Mai mult, din cel mai important loc al Ierusalimului. Și că Duhul Dumnezeu locuiește în voi, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Deci iată cum chiar și trupurile noastre capătă o importanță mare. De aceea trupurile vor fi răscumpărate. Noi am devenit templul Duhului Sfânt, scrie în capitolul 6, versetele 19 și 20, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Deci împreună pentru Ierusalim înseamnă trup și suflet pentru Domnul. Noi aparținem acestui Ierusalim. Prin relaționare la nivel de Duh, suntem așezați în locuri cerești, dar chiar fizicul acesta, terestru, trebuie să-i aparțină lui Dumnezeu în întregime. Iar cât privește comunitatea frățească, citim din aceeași epistolă, 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 12, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Dar El este în cer. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Deci iată cum arată templul acesta. Piatra din capul unghiului, fiind Domnul Hristos, și noi toți împreună, ca un trup, El fiind capul, evidențiază ce complexă este ființa umană. Trupul uman este la fel de complex ca și cosmosul acesta incomensurabil. Avem miliarde de entități în ființa noastră și toate comunic. Capul dictează peste toate acestea. Inima, prin rolul sângelui, joacă un rol vital. Aș face comparația că Domnul Hristos este capul, dar motorul, inima bisericii trebuie să fie Duhul Sfânt, care trebuie să ne miște pe toți și să lucreze în toți. Iată cum suntem încorporați în divinitate, ce rol, ce funcție avem în noul legământ. Oare suntem conștienți de aceasta? De exemplu, un deget dintr-o ființă umană, fie el și de la picior, e și el valoros, același sânge circulă, aceeași viață, la fel fiecare credincios. Nu degeaba spune Pavel în aceeași epistolă 1 Corinteni că dacă cineva păcătuiește împotriva unui frate, păcătuiește împotriva lui Hristos. Dacă cineva nimicește lucrarea lui Hristos, este sub osânda lui Dumnezeu, că noi suntem templul său. S-a schimbat structura de la un templu fizic la un templu spiritual. Citesc și din Efeseni, capitolul 1, unde Pavel vorbește despre această structură. De altfel, întreaga epistolă către Efeseni
este în același timp cristologică și eclesiologică, adică vorbește despre această simbioză binecuvântată între Domnul Hristos și biserică. Efeseni 1, citesc de la versetul 18, 2, scuzați, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Versetul 20, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, în el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Iată ce valoare avem. De aceea spunea Domnul, stricați templul acesta, zidesc eu altul. Vorbea despre trupul său cu extensie la biserica sa. Așa cum este scris în Matei 16, eu voi zidi biserica mea. Cât de complexă este lucrarea aceasta. După cum spune David despre felul în care este plăsmuită ființa umană în Psalmul 139, la fel sunt atâtea referințe profetice, simbolice și noi vedem sub ochii noștri și îngerii sunt interesați să privească cum lucrează Dumnezeu în biserică, așa cum își zidește trupul său, templul său și noi ne închinăm în acest suport fizic care este trupul nostru, în aceste vase de lut purtăm o mare comoară, dar relația noastră este la nivel de Duh. Spunea Apostolul Pavel, chiar dacă nu era la Corinteni, zice în capitolul 5, întâia epistolă, am avut o adunare la nivel de Duh. Eu, cu Duhul Domnului Hristos, împreună cu voi, am și decis. Asta e mai mult decât o teleconferință. E ceva net superior. Binecuvântat să fie Domnul pentru această lucrare, această taină ținută din veșnicii, dezvăluită prin profeți și evidențiată prin apostole și toate acestea prin Domnul Hristos. Dacă în Vechiul Testament, cu ocazia inaugurării cortului, Levitic 9 sau respectiv a templului Solomon, 2 Cronici, capitolul 7, prezența divină a fost evidentă, la fel în cazul nostru. Ca să nu spună cineva că e utopie afirmația aceasta, dovada că noi suntem într-o relație directă cu Dumnezeu și este un trup, într-o relație strânsă cu Domnul Hristos, știți care este? Prezența Duhului Dumnezeu în noi. E dovada de necontestat. Dacă în Vechiul Testament dovada că e cortul lui Dumnezeu a fost că a venit foc din cer, la Rusale n-a fost tot așa? Că doar Vechiul Testament era umbră a noului. Limbi de foc au fost văzute. Cine a putut să conteste că nu este lucrarea lui Dumnezeu? De aceea să rugăm pe Domnul să-și însoțească lucrarea cu semnele și minunile Duhului Sfânt, cu lucrările sale și noi să fim conștienți în ce lucrare suntem așezați. De aceea spune Apostolul, fiecare să ia bine seama cum clădește, căci avem de a face direct cu Dumnezeu. Dacă slujba din Vechiul Testament era slăvită, prin ce? Prin prezența divină, prin strălucire pe fața lui Moise, prin aceste miracole, cum n-ar fi mai cu slavă, zice Pavel 2 Corinteni 3, slujba Duhului efectuată în templul lui Dumnezeu. Domnul să-și facă prezența între noi și să fie evidentă, să fie vie și lucrătoare. Aș aduce un argument din profeți, ceea ce greu au înțeles evreii, căci chiar în perioada aceea cât templul de la Ierusalim al lui Solomon era încă în picioare și se făcea slujbă în el. Și unii din evrei erau deportați, unii aproape de 20 de ani. Citesc din cartea Ezechiel, capitolul 11, prezența lui Dumnezeu a fost mai vie între iudeii care n-aveau templu, decât între cei care, așa cum scrie în Ieremia 7, se lăudau spunând templul Domnului, templul Domnului. Dar sărbătoarea unită cu nelegiuirea și Dumnezeu nu putea să privească la ei. Plecase. Ezechiel 11, de la versetul 14. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, frații tăi,
da, frații tăi, cei din robie și toată casa lui Israel, zic, sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului, adică cei rămași în țară, vorbeau despre cei plecați în robie, deportați. Ei sunt departe de Domnul, țara ne-a fost dată nouă în stăpânire. De aceea spune despre ei, așa vorbește Domnul Dumnezeu, dacă îi țin depărtați printre neamuri, totuși, dacă i-am risipit în felurite țări, totuși le-am fost un templu pentru câteva vreme în țara în care au venit. Interesant. În loc să afirme Dumnezeu templul era la Ierusalim, a spus nu. Cei plecați au avut templu. Unde a fost templul lui Daniel? Acolo unde se ruga. Al lui Ezechiel? Acolo unde îi se descoperea Domnul prin Duhul și ceilalți se lăudau cu pereții și cu slujbele lor moarte. Scrie în continuare, citim de la versetul 19, ca și o făgăduință, un proiect divin, le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi, voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească, să împlinească legile mele și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Dar acelor a căror inimă simte plăcere față de idol și rușinilor lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. Deci, nu cumva și în vremea noastră să ne mai legăm de vreo clădire sau de vreun loc, nici măcar de vreo organizație. Evreii din robie nu aveau niciuna din acestea, dar aveau o relație curată cu Domnul. Și le-a spus Domnul, ei au templu și ceilalți, cu toată instituția, cu întreg sistemul, era un templu nerecunoscut de Domnul. După aceste concluzii în care am văzut pe scurt luptele ce s-au dat pentru Ierusalim, realizarea Domnului Hristos prin ispășire, prin a ne da harul să ne apropiem de Dumnezeu și felul în care se desfășoară acum slujbele, relația cu Domnul la nivel de Duh, să observăm acum în partea a doua trei aplicații, adică ceea ce avem de făcut în aceste condiții. În primul rând, trebuie să trăim cu speranța dreptului de ședere permanentă la Ierusalim. Noi avem drepturi la Ierusalim, dar încă n-am ajuns să locuim în Ierusalim, în cetatea fericirii eterne. Asta se revareza doar la cea de-a doua venire a Domnului, când vom părăsi pământul pribegiei, al insecurității, al trudei, fără sfârșit. Spunea profetul Isaia în capitolul 65 al cărții sale, ceea ce rămâne pentru viitor și ceea ce trebuie să ne dorim, așa cum anticipam în lecția anterioară, Isaia 65 de la versetul 18, ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face, căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul meu, nu se vor mai auzi în el de acum nici glasul plânselor, nici glasul țipetelor, fără durere, fără lacrimi, așa cum scrie și în cartea Apocalipsei. Tot din Isaia citesc din capitolul 26, în ziua aceea se va cânta următoarea cântare în țara lui Iuda. Avem o cetate tare. Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. Deschide porțile ca să intre neamul cel neprihănit și credincios. Celui cu inimă tare, tu îi zăluiești pacea, dar pacea că-și se încrede în tine. Încreți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor. Ca și o primă aplicație, să ne dorim să ajungem acolo. Însă, până acolo sunt probe de dat, pentru că iată ce scrie aici în versetele 9 și 10. Hai, citim și 8. De aceea te așteptăm, Doamne, e ceva de viitor,
a fost atunci și încă rămâne, pe calea judecăților tale, sufletul nostru suspină după numele tău și după pomenirea ta. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu, căci când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptate. Dar asta scrie în Apocalipsa 15 că va fi de-abia atunci la judecat, când se va cânta despre judecățile lui Dumnezeu. Dacă ierți pe cel rău, să admitem că Dumnezeu ar accepta să locuiască la Ierusalim și din cei păcătoși. Totuși nu învață neprihănirea, se dedă la rău în țara în care domnește neprihănirea și nu caută la măreția Domnului. Dar una ca asta nu se va întâmpla. Pe acele porți, și am citit aici în versetul 2, va intra numai neamul cel neprihănit, sau cum scrie în Apocalipsa 21, nimic întinat nu va intra în cetatea aceea. Să dorim așadar și Dumnezeu să ne ajute. Să spunem din toată inima, Doamne ajută, Doamne, dă izbândă. Ne dorim să ajungem acolo, vie împărăția ta, precum în cer, așa și pe pământ. În al doilea rând, legat de aceasta, cerințele divine pentru accesul în cetatea sfântă sunt specifice sfințeniei divine și solicită tuturor o abandonare totală a păcatului. Scrie în Evrei 12:1, în alergarea aceasta, spre ținta care ne-am propus-o, potrivit chemării cerești, cum scrie tot în Evrei, să ne ferim de păcat și chiar de piedici care ne înfășoară. Vă citesc din Isaia mai întâi și apoi trecem în Noul Testament pentru a observa cât de categorici ar trebui să fim în privința păcatului. Isaia 52, versetul 1 și 2. Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în podoaba ta, Sioane. Pune-ți hainele sărbătoare, Ierusalime, cetatea sfântă. Căci nu va mai intra în tine niciun om neteat, împrejur sau necurat. Scutură țărâna de pe tine, scoală-te și șezi capul oaselor Ierusalime. Desleagă-ți legăturile de la gât, fică roabă a Sionului. Tot de aici, versetele 11 și 12. Plecați, plecați, ieșiți din Babilon, nu vă atingeți de nimic necurat. Ieșiți din mijlocul lui, curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. Nu ieșiți cu grabă, nu plecați în fugă, deci nu doar așa să fugim de mânia viitoare, cum avertiza și Ioan Botezătorul. Căci Domnul va ieși înainte și Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea. Trecem în Ieremia, capitolul 3, versetul 17. În vremea aceea Ierusalimul se va numi scaun de domnie al Domnului. Toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în numele Domnului și nu vor mai urma pornirile inimilor rele. Trebuie să răstignim eul, gata cu pretențiile noastre, dacă vrem să locuim în cetatea Domnului. Citim și din Noul Testament, 2 Corinteni, capitolul 6. Învățătura apostolică, și vreau să ne amintim de ultimele mesaje profetice care au fost și la noi în adunare, oameni care ajung la răscruce și spun, ca cei din Vechiul Testament, nu mai vrem să umblăm pe căile Domnului, prea îngustă pare calea. Nu, să nu ne înșelăm. A fost și aseară un mesaj aici când s-au adunat tinerii, după ce au fost avertizați prin alte mesaje, chiar și profetice, să spele hainele, că Dumnezeu nu primește lauda lor când cânt, să dea jos rucsacurile cu plăcerile și pasiunile păcătoase din spate, să nu se mai lase atrași de pe marginea drumului de patim și plăceri și să alerge cu stăruință. Să citim sfatul apostolic 2 Corinteni 6 cu 14 la 18. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?
Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial sau ce legătură al cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu? Și astea suntem noi, cu idoli. Noi suntem templul Dumnezeului cel viu. Cum a zis Dumnezeu, voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingi de ce este necurat și vă voi primi. Eu voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Știți cuvintele Domnului care a spus că din doi unul va fi luat, altul lăsat? Dar dacă noi nu ne diferențiem de ceilalți de afară, cum va avea pretenția să fim răpiți, să fim luați? Cerința de sfințenie ar trebui să ne pătrundă mai mult și să fim mai atenți. Să ne ferim de orice ni se pare rău, să nu ne încurcăm. Domnul să ne trezească. Mă deosebit, mă gândesc la tinerii care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, n-au experiență. Ei au crescut în biserică, au cântat. Dar uneori cântăm fără să fim atenți ce spunem. Am insistat la clasele de copii ca de fiecare dată când învățătorii repetă o cântare cu copiii să facă cel puțin în două fraze referiri la textul cântării, la subiectul respectiv. Pentru că ne-au obișnuit cu radiouri care cântă într-una, pe mașină, cu CD-uri sau alte forme de stocare. Noi vorbim, se cântă, dăm din mâini, din picior, din cap, mai fredonăm și noi, dar nu suntem suficient de conștienți să ne gândim la toate acestea. Să ne așteptăm ca Dumnezeu să mai tune ca de pe Sinai la noi și din toată inima să ne apropiem de Domnul. Citește din Efeseni, capitolul 5, de la versetul 25, Hristos a dat pe sine pentru biserica sa ca să o sfințească. Prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta și sfântă și fără prehan. Ce înseamnă asta? Citim tot aici în Efeseni, de exemplu din capitolul 4, de la 25, lăsați-vă de minciună. Oricine ar nădejde aceasta, scria și Ioan, se curățește. În punctul 1 la aplicație am spus că trebuie să ne dorim, dar în punctul 2 să fim conștienți că dorința trebuie să fie asociată cu lepădarea totală de rău. Scrie aici în versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Am ajuns la starea aceasta. Dar ce se întâmplă dacă vorbim așa, întreagăt, că doar nu impozit pe vorbe? Versetul 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt. Al Dumnezeu prin care a fost pecetuit pentru ziua răscumpărării, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru, dimpotrivă fiți buni cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Numai versetele astea, dacă le-am repetat noi, din când în când. Citeam despre un om care toată viața n-a uitat niște capitole din Biblie pe care le-a învățat în copilărie cu bunica lui. Spunea el, nu mi-o amintesc pe bunica decât în cărucior, a fost multă vreme într-o formă avansată de boală, dar ne plăcea să mergem la ea. Vorbea numai de lucrurile sfinte și pasiunea ei era să-și învețe nepoții capitole din Biblie pe de rost. Deci iată că sunt oameni care se pregătesc pentru Domnul și Dumnezeu le-a pregătit o cetate. Dar dacă noi tratăm cu superficialitate, ne mâniem că ni se pare normal, vorbim că și alții vorbesc, dăm replici, toate astea ne dau înapoi și împărăția se ia cu năvala și o să ne depășească alții. Mai citesc și din Apocalipsa, capitolul 22, unde este un ultim apel și avertizare totodată. Capitolul 22, citim de la
versetul 14, ferici de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii vrăjitori, curvare, ucigași și încânători la idol și oricine iubește minciuna își trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, cel care a pus bazele Ierusalimului și a adunat materiale pentru templu. Și David avea în vedere nu doar pe Solomon, ci prin Duhul se avea în vedere pe fiul lui David, cel care urma să desăvârșească templu, să-l construiască adevăratul templu. Și Duhul și mireasa zic, vino și le aude să zică, vino și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plat. Versetul 20, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Și noi trebuie să spunem, vino, Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți, amin. Să fie harul cu noi, harul acesta care ne învață să o rupem cu păgânătatea și să trăim în veacul acesta total rupți de lumea aceasta. Ca unii care ne dorim altă lume, ca unii pentru care lumea este străină și este ostilă. Aici e un sistem demonic, un dușman permanent al sufletelor noastre. Noi ne dorim altceva. Și o treia aplicație, în vederea intrării în fericire, prezentată sub diverse simboluri, cum am văzut din cartea Apocalipsei, din profeți, se cere luptă. Toate promisiunile referitoare la cele de sus sunt pentru biruitori. Dar pe lângă dorința de sfințenie, noi trebuie să fim și activi. Cum poate fi pus un împărat din cei care nici măcar n-au întreținut templu cu David, care după ce s-a luptat și a biruit toți vrăjmașii și țara era supusă, a depus tot efortul ca să adune materiale pentru templu. Întâi bătălii, apoi pregătiri până la moarte. La fel ar trebui să fim și noi. Pe lângă dorința de sfințire, care trebuie să ne marcheze toată viața, cine e sfânt să se sfințească, Domnul a spus, cine este robul credincios pe care la venirea sa stăpânul va găsi nu doar așa îmbrăcat în haine albe, ci lucrând, pe acel îl va pune să șadă la masă, nu pe cel ce stă de acum la masă. Domnul va spune, vin o slugă bună și credincioasă celui ce și-a investit darul, talentul, talanții, chemare. Nu celui ce i-a îngropat. Pentru acela există o soartă trist. Evident că fiecare din noi are chemarea lui. O mamă cu copii la rând, ce altă chemare mai poți să-i dai? Nu poți trimite în misiune. Evident, se va ruga și ea în funcție de stări și posibilități. Dar sunt alții care pot. De exemplu, tinerii. De exemplu, surorile văduve. Și tinerii și ele sunt menționați în Biblie ca unele care trebuie să fie zi și noapte dați Domnului. Bărbații pe lângă timpul de muncă. Și când ne gândim la acest context, întreb eu unde mai rămâne timp de televizor și timp de sport, când noi trebuie să muncim în lucrarea Domnului, în chemarea aceasta sfântă. De aceea, compară apostolul activitatea cu viața unui soldat, cu alergarea unui sportiv, cu munca unui plugar care așteaptă. Că Dumnezeu să-i binecuvinteze ogorul și apoi să se bucure de rod. Să observăm din cartea Apocalipsa, din capitolele 2 și 3, printre altele, scrie aici, surprind doar câteva aspecte, 2 cu 2, știu faptele tale, dar încă ceva, osteneala ta. Versetul 3, știu că n-ai obosit. Dacă citim, de exemplu, la Filadelfia, puțină putere. Versetul 8, ți-am pus înainte o ușă, deși ai puțină putere, ai păzit cuvântul meu, n-ai tăgăduit numele meu,
Tot aici, versetul 10, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care se vine peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrea ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa pe cel ce va birui. Îl voi face un stâlp în templu Dumnezeului nostru, nu va mai ieși afară din el. Asta înseamnă că a slujit și va sluji în continuare, în permanență. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, Noul Ierusalim, care se pogoară din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Mai citim, de exemplu, de la Tiatira, capitolul 2, versetul 19, știu faptele tale, dragostea ta, slujba ta, răbdarea ta, faptele tale de pe urmă, mai multe decât cele din tâi. O viață activă, ceea ce presupune multe lupte. Eu v-am mai spus și în alte împrejurări ce n-am știut eu la tinerețe, m-am simțit atras în lucrarea Domnului, câte lupte presupune slujirea. Am întâlnit adesea tineri și deși din biserică care au spus, frate, dacă nu mă lupt, dacă nu mă implic, nu am așa ispite. Și obișnuiesc să le spun, auzi, diavolul în primul rând îți folosește muniția pentru cei de pe front, nu pușcă pe cei din pat. Cine este în luptă este rănit și simte oboseala, efortul. De aceea spune apostolul să nu fim leneși și neroditori și fiecare potrivit cu chemarea lui în trup, fiecare celulă are funcția ei. Totul este în mișcare, totul este viață. Unde nu este mișcare, e ori boală, ori moarte. Doamne, ajută-ne să ne reînnoim sentimentele de slujire. Ca nu cumva să ne trezim că suntem niște robi vicleni. Pentru că am citit la un moment dat în cursul studiului din Hagai, capitolul 1, zicea unii, nu-i vremea să muncim la casa Domnului acum. Și întreabă Domn prin profet, dar pentru casele voastre puteți munci? Nu știu cum se face că uneori toți suntem trudiți. Spunea odată o mătușă de-a mea, soției, vai, câtă trudă cu ața copiii, că erau toți mici. Și eu am spus, mătuș, eu te știu pe dumneatale, dumneata, nu vezi odihnă, că muncești de dimineața până seara și te frămânzi cu doi copii. Că cei de afară depun și ei efort. Uitați-vă la sportiv câtă trudă și spune apostolul, noi să o facem pentru o cunună care nu se poate vesteji. Câtă muncă, nu-s toți așa ca japonezii, să spunem, românii mai trag și chiulul. Dar tot este muncă și trudă pe acest pământ. Atunci de ce să nu fim mai activi pentru Domnul? Amin? Fiecare în chemarea lui, în ceea ce îi dă. Poate să cercetezi niște bătrâni, niște bolnavi, poate să te rogi și când ești obosit să nu te lași, te prinde somn pe genunchi, te ridici în picioare, este frig, nu-ți vine să mergi în misiune, nu-ți vine să mergi la repetiție, spui, asta e pentru Ierusalim, ne cheamă Domnul, e un efort pentru împărăția lui Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus, Ioan 5, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. A trebuit să-i spună lui Irod, câteva zile și îi sprăvesc. Ei, dar zilele acestea trebuie să fim activi pentru Domnul. Ma să nu vi se pară asta ca o silă, deși spune Pavel, până acolo, chiar dacă aș face o de silă, este o sprăvnicie care mi-a fost încredințată de Domnul. Dar eu cred că Domnul ne poate da harul să muncim cu bucurie, amin? Cum muncim pentru casele noastre cu drag, la fel, să depunem efort pentru Domnul și să o facem cu pasiune. Și în încheierea acestei lecții de încheiere, vă reamintesc că încheierea veacului acestuia, ce nu știm când va fi, mult nu mai este, va coincide cu introducerea în veacul viitor. Sunt două sintagme evidențiate de Domnul, veacul acesta și veacul viitor. Ocazie cu care se vor schimba stările prezente și fiecare va fi repartizat cu dreptate. După sfințenia lui,
după activitatea lui. Zice Isaia în 66:10, bucurați-vă împreună cu Ierusalimul și veseliți-vă de el, toți cei ce-l iubiți, împărțiți bucuria cu el, acum toți cei ce l-ați plâns, atunci se vor schimba stările. Atunci nu o să mai trudească mămicile să țină copiii în brațe, o să fie ele legănate, așa zicea profetul la Ierusalim. Nu o să mai trudim într-o parte pe alta, nu o să mai depunem eforturi și nu o să mai avem ispite, se vor schimba stările dintr-o dată. Ce va fi atunci? Într-o clipeală, zice apostolul, trupul stării noastre smerite va fi abandonat, altă gândire nici nu poate fi exprimată. Ce va fi atunci? La sunetul trâmbiței, ce tragedie va fi să rămâi tot în forma asta? Ești pregătit pentru schimbarea aceea? O dorești? Noi asta așteptăm. Schimbare. La înnoirea tuturor lucrurilor, spunea Domnul ucenicilor, voi veți sta pe 12 scaun de domnie, Matei 19. Ce fel de oameni? Oameni noi, oameni însetați după neprihănire, care își doresc această schimbare. Să fim ecluzați din sistemul acesta și să pătrundem, să penetrăm sferele eternității. Acolo se va arăta adevărata noastră identitate. Și închei cu Isaia, capitolul 62. Împreună pentru Ierusalim este un ideal ce oferă o pasiune permanentă pentru sfințenie și pentru slujire. Activitatea ce va continua în Ierusalimul de sus, scrie în Apocalipsa 22:3, că robii lui vor sluji. Fiecare credincios trebuie să aibă ca obiectiv primordial Ierusalimul, adică instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Ierusalimul e capitala, capitala e simbolul unei împărății instaurate. Când zicem în rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția ta, înseamnă, Doamne, așează-ți domnia la Ierusalim și domnește pentru vecii vecilor. Isaia 62, de la versetul 1. De dragostea Sionului nu voi tăcea. Deci chiar dacă se încheie studiul acesta, trebuie să ne reamintim de Ierusalim. De dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui ca o făclie care se aprinde. Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta și îți vor pune un nume nou pe care îl va hotărî gura Domnului. Vie fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. Nu te vor mai numi părăsită, nu-ți vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi plăcerea mea este în ea și țara ta vor numi Beula, măritată, căci Domnul își pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine și cum se bucură mirile de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Pe zidurile tale, Ierusalime, ci locul nostru, am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Cu alte cuvinte, și dacă ne trezim, sau cum scrie în Cântarea Cântărilor, adormisem, dar inima înveghea. Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc. Duhul și mireasa zic, vino! Și prin aceasta aducem aminte Domnului. Și nu-i dați răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și îl va face o laudă pe pământ. Amin.